și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Dragii noștri, iată, a trecut o perioadă de 4 săptămâni în care suntem practic în an 4-a săptămână sau a 4-a duminică după învierea Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care anume în timpul activității tale, prin dăruirea și prin dragoste și a purtat-o față de om și față de această făptură căzută, a binevoit ca de fiecare dată să ne bucure prin minunile sale. Ce presupun anume minunile pe care le făcea Mântuitorul Hristos? Pe mulți bolnavi a vindecat, pe leproși a curățit, pe bolnavi și pe cei ce erau în suferință, pe slăbănoci i-a îndreptat, pe surzi i-a făcut să audă, pe mulți i-a făcut să vorbească. Toate acestea au fost făcute pentru a fi slăvit Bunul Dumnezeu. Dacă este să privim și asupra acestei frumoase întâmplări pe care Mântuitorul Hristos o face anume cu acest bolnav din Evanghelie care s-a citit astăzi. Bolnavul care înainte de toate era bolnav, nu se spune de câți ani, dar înțelegem că din spusele Evanghelistului Ioan că avea 38 de ani de suferință, de chin, de boală. Așa s-a presupune și o durere nemaipomenită, atât fizică cât și interioară, sufletească. Pentru că în momentul când acel om stătea și privea asupra apei întinse sau asupra acelor predvoare, și aștepta cu foarte multă dăruire, cu multă dragoste și cu atât mai mult, cu multă răbdare, aștepta ca să se coboare îngerul și să tulbure apele. Pentru că auzim că Evanghelistul spune că cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era cuprins. Și este mai înduioșător faptul ca să ne gândim de ce el nu putea să ajungă primul în apa aceasta miraculoasă. De ce nu putea să facă primul pas? Pentru că era slăbănoc. Cunoaștem că era slăbănoc de 38 de ani. Dar vedem, dragii mei, că Mântuitorul venind în fața lui, și nu doar în fața lui, dar acolo unde era înconjurat de popoare, îl vedem pe Mântuitorul făcând această minune foarte simplu și foarte modest. După ce a făcut această minune, s-a ascuns printre lume să nu-l vadă lumea că a făcut aceasta. S-a depărtat de lume ca să nu-l ridice în slavă că este un făcător de minuni. Și iată că anume îl vedem, dragii mei, pe bolnavul care avea o cruce nemaipomenit de grea. O cruce în care presupunea multă durere din partea celor apropiați. Chiar în momentul când vedea pe unii trecând înaintea lui, poate erau prieteni, poate au mai tilcuit câteva cuvinte înainte de a veni îngerul. Spune Evanghelia că din când în când venea îngerul și tulbura apa. Poate într acest timp au mai vorbit unul cu altul, pentru că toți erau atenți. Toți aveau această atenție asupra apei, anume când se tulbura. Pentru că atunci era vindecătoare de boli. Și când anume se tulbura apa, încerca și el să facă pași. Încerca să meargă și el către această apă, dar nu putea, pentru că anume cei puțin mai bolnavi îi lua înainte și se vindecau. Și atât că Mântuitorul, vindecătorul celor
în suferință, vine cu multă dăruire, gândindu-te anume la ce? Anume că această cruce a Lui este asemănătoare cu a Mântuitorului Hristos. Pentru că dacă acesta stătea la poarta oilor, cum vorbește Evanghelia frumos, aceasta ar însemna poarta oilor, acolo unde se duceau oile să bea apă. Și erau 5 pridvoare, adică 5 despărțituri unde puteau să intre și să bea această apă. Dar totodată era vindecătoare. Nu întâmplător, Mântuitorul spune că această pogorâre a Duhului Sfânt, pogorâre a Îngerului asupra acestei ape nu este altceva decât pogorâre a Duhului Sfânt asupra creștinilor care se moaie prin taina botezului și care devine sănătos, devine întruchipat și într-atât bucuros că l-are pe Hristos alături. Niciun bolnav nu este mai bolnav decât acela care nu se gândește la Hristos. Poți să fii cât de sănătos și cât de puternic, dacă nu l-ai pe Hristos, ești mai bolnav decât cel care nădăjduiește zi de zi cu multă credință. Și iată că, dragii mei, în momentul când o vedem de slăbănog, că a răbdat atâta timp, 38 de ani, este o cruce nemaipomenit de grea. Și s-a închipuit și Mântuitorul și l-a înțeles anume această durere a Lui, pentru că și El a fost depărtat, și El a fost izgonit și însingurat atunci când stătea pe cruce la poarta Ierusalimului pământesc. Atunci când a fost răstignit de noi și toți l-au părăsit, a rămas singur. Această singurătate care a văzut-o Mântuitorul Hristos în ochii acelui suferind, nu a fost altceva decât suferința transfusă și transfigurată în durerea nemaipomenit de dureroasă care o avea Mântuitorul Hristos în sufletul Lui când l-a părăsit. Atunci El și-a închipuit anume și durerea pe care o are în sufletul Lui slăbănog. Și Mântuitorul îi spune, vrei să te tămăduiești? Vrei să te faci sănătos? Și acel slăbănog, alt cuvânt, cred că nu avea decât să zică, da, Doamne. Dar cel mai dureros și cel mai grozav verset din Evanghelia care o vedem noi, spune că nu am om cine să mă ajute. Cel mai dureros, într-un fel, verset care poate exista într-o Evanghelie, să fie întrebat și să fie ascultat Mântuitorul Hristos, să fie ascultat slăbănogul de Mântuitor și să-i spune, nu am pe nimeni pe cine să mă ajute. Ce se întâmplă în cuvintele acestea? Este o zdruncinătură teologică în care chiar ne regăsim pe noi. Pentru că cine sunt prietenii bolnavului în ziua de astăzi? Cine sunt oamenii, prieteni care ar fi trebuit să stea lângă omul în durere? Dacă este cumva, dacă are un bolnav, are cumva familie sau copii, poate întâmplător sau nu întâmplător, din dragoste, fie din dragoste sau fie din responsabilitate sau datorie părintească, desigur, stă acolo și îi dă o cană cu apă. Dar ceilalți prieteni care au stat întreaga viață la cocktailuri, au stat la un pahar cu vin împreună, pentru că așa este unit poporul mai des. Au stat la vorbă, au îndurat împreună diferite greutăți, dar atunci când era sănătos, avea prieteni. După aceea, observăm că omul în durere, omul în suferință, este înlăturat de toți și stă singur în singurătatea lui. În această singurătate nocturnă, permanent. Și ne dăm seama că nu poate fi închipuit și nu poate fi înțeles în mintea omenească până când nu cădem noi. Până când nu ne trezim noi cel puțin 3 zile la pat, din cauza unei boli mai mici, mai slabe, să ne dăm seama cât de greu este când nu-ți vine nimeni la patul tău să te întrebe, sau când te trezești într-un spital,
și au uitat toți de, au uitat toți de tine. Așa asta, dragii mei, este durerea neînchipuită care a avut-o 38 de ani omul din Evanghelia pe care o vedem și am ascultat-o astăzi. Mântuitorul Hristos, vedem că într-un fel i-a așezat în fața Lui și în mintea Lui bunătatea. Pentru că în momentul când Mântuitorul i-a zis, ridică-te, ia patul tău și merge de acasă. Acela s-a ridicat și a luat patul și a alergat. Cu toate că era cel mai slăbănog, nu putea intra ultimul în scălătoare, dar s-a văzut nevoit la cuvântul Mântuitorului, la porunca Mântuitorului Hristos, să meargă și să se ridice, să meargă la casa Lui și să spună cât de bun este Dumnezeu. Dar oamenii din ziua de astăzi, tot și atunci, exact erau la fel, pentru că nu că nu-L ajutau, dacă îi spuneau că nu ți-e cuvine ție astăzi ca sâmbăta să-ți ridici patul, pentru că sâmbăta pentru evrei era o zi, cum și astăzi pentru evrei, este o zi în care nu fac nimic, nu ridic un pai. Și din răutatea lor, din dușmania lor, nu a reușit să înțeleagă că omul acela era în nevoință de 38 de ani, oare nu se cuvine, cum spunea Mântuitorul Hristos, dacă este femeia aceasta legată de 38 de ani sau bărbatul acesta bolnav de diavol, oare nu se cuvine în această sâmbătă să-l dezlegăm? Oare Mântuitorul aduce altă pildă când spune că voi, fățarnicilor, arăta către iudei, voi țineți sâmbăta, dar oare sâmbăta când aveți un animal și-l legați, oare nu vă duceți să-l adăpați? Oare nu vă duceți să-i dați mâncare? Cu atât mai mult acest om care este legat de satana, oare nu merită în ziua aceasta să-l eliberăm pe el, să-l ajutăm? Iată ce n-am înțeles iudeii până în ziua de astăzi. Bunătatea Mântuitorului Hristos au pus accent numai pe buchea legii, dar nu aveau bunătate în el pentru că ei judecau pe nedrept. Și a ajuns ca să judece și de acest om în suferință. Iată lovitura care era în sufletul acelui slăbănog. Și vedem pe Mântuitorul că îi recunoaște credința lui, că îi spune așa, credința ta te-a mântuit, totodată dublată de nădejdea și răbdarea în așteptare care a avut-o pe parcursul acestor ani. Mântuitorul după aceea după ce îl vindecă, dispare, să nu fie văzut. Și reapare întâlnindu-se cu acel slăbănog care, ca mulțumire înaintea lui Dumnezeu, ce a făcut? A mers la templu să-i spună Domnului mulțumesc că m-ai eliberat de această greutate a mea și sunt bucuros, adică prin rugăciunea lui să aducă slavă lui Dumnezeu. Ca aceasta vroia Hristos. În fiecare pildă și în fiecare evanghelie, Mântuitorul spune că să fii recunoscător pentru tot ce se întâmplă cu tine. Și din această considerațiune, acest slăbănog a mers acolo la templu, după care îl vede și Mântuitorul Hristos. Dar înainte de acestea l-a întrebat iudeii. Cine este cel care ți-a zis, ia sfatul tău și ridică-te. Cine este acela? Cum l-a întrebat și pe acel orb din naștere, care duminica viitoare îl vom asculta pilda și învățătura despre dânsul. Cine este acel care ți-a zis, ia sfatul tău și umblă? Iudeii îl întreba pe slăbănos. Iar el zice, nu-l cunosc. Pentru că cu adevărat nu-l cunoștea. Atunci s-a întâmplat pentru prima dată. Să-l vadă, să-i vadă chipul blând al Mântuitorului Hristos și să fie vindecat. Și neavând ce răspunde, l-a întrebat de câteva ori. După aceea, ca și în Evanghelia cu orbul din naștere, frumos s-a întâmplat, dacă veți veni duminica viitoare, veți asculta cât de frumos răspunde orbul iudeilor fățarnici. Pentru că tot l-a vindecat Hristos și în momentul când îl întrebau iudeii, o dată, de două ori, cine este cel care ți-a deschis ochii? Cine este cel care ți-a făcut sănătos? Cine este cel care ți-a dat vederea? Iar repetările acestea l-a făcut pe acel orb, cu toate că era frică de iudei, pentru că iudeii erau
foarte înrăutățiți față de creștini și chiar erau condamnați creștinii la moarte, aruncați în stadioane cu lei, în groape cu var și multe, multe alte tragedii, multe, multe alte suferințe pentru a se lepăda de Hristos și de Dumnezeu. Având-o pe Allah, având-o pe alți Dumnezei care se închinau ei. Și acel orb de naștere, la întrebările atât de multe, deja poate plictisitoare pentru dânsul, el cu multă fermitate, ce a spus? Iisus este cel care m-a făcut pe mine sănătos. Dar de ce mă întrebați atât de des? Nu cumva vreți să vă faceți ucenici ai lui? Aceasta ca și cum le-a dat peste nas iudeilor care erau mândri și care nu credeau în Hristos. De ce mă întrebați atât de des? Nu cumva vreți să vă faceți ucenici ai lui? Tot așa s-a întâmplat și cu acest slămădou din povestirea Evangheliei de astăzi. Când a mers la templu să se roage, vedem un exemplu minunat. În momentul când îl vedem pe om că primește darul lui Dumnezeu, ce trebuie să facă? Să meargă la biserică și să spună, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Pentru toate lucrurile bune și rele, împreună. Nu trebuie să mulțumim doar pentru cele bune. Pentru că Mântuitorul, văzând răbdarea noastră și mulțumirea noastră, resemnarea noastră, până la urmă, vom primi harul lui Dumnezeu. Și foarte important, că dacă acest om 38 de ani s-a luptat cu această boală, nouă ne este dată o boală mai mică, mai puțin în suferință și așa mai departe, dar ne este dat să putem răbda până la sfârșitul vieții. De ce? Pentru ca să ne întâlnim cu cine? La sfârșitul vieții noastre să ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos, care tot ne va ridica și ne va spune, tu ai fost răbdător, tu ai avut putere, convingere, pentru că mulți într-așa atâția ani, este enorm de mult, 38 de ani să fii în suferință, să fii tot în credința respectivă și să nu te dezamăgești sau să nu te descurajezi, să nu deznădăjduiești. Foarte puțini sunt acei oameni, chiar și dintre creștinii noștri. În momentul când cere o dată de 2, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, de 20 ori, și vede că nu este ascultat, își pierde credința. Dar vedem că omul acela nu și-a pierdut credința, ci cu multă nădejde și cu multă așteptare, aștepta harul lui Dumnezeu să se vindece. Este o mare resemnare. De aceea, Mântuitorul Hristos aduce egalare, sau aduce comparația. Sau noi putem să atragem aceste învățături despre anume sfeldătoarea de la lacul Vitezda, care se numea pe evreiește Vitezda, la poarta oilor. Acele stelătoare sau acele cinci predvoare sunt preînchipuite, dragii mei, ca biserica. Anume, scăldătoarea, de acolo este biserica în care vine omul să fie curățit. Atât de boală trupească și judecea sufletească. Se are în vedere acele predvoare, este cristenița care stă în mijlocul bisericii și creștinul sau copilul când vine este vindecat de boala părintească, acele șapte păcate care le-a primit ca dar sau le-a primit așa de la părinții lui, pentru că copilul se naște, desigur, prin împreunarea bărbatului cu femeia. Dar prin harul lui Dumnezeu în mijlocul bisericii este adus să fie unit cu Hristos și șters acele păcate care sunt din împreunare. Și prin baia botezului preînchipuim, dragii mei, pe Mântuitorul Hristos și Îngerul, când ne rugăm noi și invocăm puterea Harului Duhului Sfânt, Doamne, trimite Harul Tău cel ceresc și binecuvintează apa aceasta. Adică vine Îngerul Păzitor și binecuvintează cu puterea Harului Dumnezeiesc și prin darul lui Dumnezeu apa care ne este nouă în Hristiniță, unde trebuie să fie urmat afundarea copilului și botezului pentru a fi adâncit în apă și ridicat ca să fie un om nou pentru Hristos. De aceea vă îndemnăm, dragii mei, ca și bolnavii, mai ales bolnavii care sunt pe pat de suferință, să înțeleagă că nu este bolnav, mai repet o dată, nu este bolnav cel care stă pe picioarele lui, sau care stă pe pat de suferință, în greutate, dar este bolnav cel care nu are pe Dumnezeu. Câți oameni bolnavi avem noi în societatea noastră, dar pretind a fi sănătoși? Care stau la bar, credeți că sunt sănătoși? Acei care beau necontinit sau care desfrânează sau care sunt hoți sau care trăiesc bine și așa mai departe, pe spatele oamenilor?
sunt oameni sănătoși, așa cred ei, pentru că așa îi înșeală diavolul. Nu sunt oameni sănătoși, sunt oameni bolnavi, de aceea noi trebuie să ne fie jale de ei, pentru că nu înțeleg sensul vieții adevărate. Sensul vieții adevărate este a aduna cu Hristos. Cel ce nu adună cu Hristos, acela risipește. Acel care nu adună cu Hristos nu poate avea în împărăția Lui nimic din cei ce a adunat aici. Dacă aduni cu Hristos, aceasta preînchipuiește momentul când ai făcut un bine fratelui tău mai mic, l-ai ajutat pe cel care este în spital, pe cel care este în suferință, aceasta ca și cum ai face din averea ta o bogăție în împărăția Lui Dumnezeu. Și acolo, ca și cum ai împrumutat Lui Dumnezeu și Dumnezeu când ajungi acolo, ți-o dă înapoi pentru că tu i-ai dat-o. Ai lăsat-o la păstrare, la dânsul. Nu păstrați averea aici pe pământ unde molile le poate roade. Nu păstrați averea în bănci unde vedem că băncile practic sunt furate. Nu păstrați averea în buzunare sau prin seifuri că vine hoțul și le fură. Păstrați dacă aveți ceva, păstrați în intimitatea sufletului, în familia dumneavoastră, ca tot să știe unde este. Să nu moară cineva cu mor foarte mulți dintre bogați. Și urmașilor, copiilor, nu știu unde a lăsat tatăl averea. Cu atât mai mult nu știu conturile din care bancă trebuie să, sau de la care bancă trebuie să înceapă a căuta unde sunt conturile tatălui. Și nu le poate scoate pentru că nu are întărire. Nu are pur și simplu semnătură. De aceea bucurați-vă de cei ce vă dă Dumnezeu și împărțiți aceasta ca și talentul din Evanghelie. Înmulțiți talentul dacă care vi l-a dat Dumnezeu. Înmulțiți-l pentru a-L câștiga cu Hristos. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie ca bolnavii să înțeleagă că sprijinul lor este la noi, pentru că anume Mântuitorul ne îndeamnă să purtăm slăbiciunile celor neputincioși. Noi cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioși. Și dacă este în putință să ne rugăm, cum s-a rugat apostolii, pentru, cum am ascultat în epistola către a Sfinților Apostole, când l-a vindecat pe cel de 8 ani de zile, cum a spus? Te vindecă pe tine Hristos. Și acela s-a ridicat datorită credinței apostolilor. Te vindecă pe tine Hristos. Și acela din toată boala, toată greutatea s-a ridicat și a mulțumit lui Dumnezeu. Să ne rugăm, dragii mei, unul pentru altul, pentru a nu cădea în ispită și să avem puterea de a ne iubi, pentru că nu trăim aici veșnic. Și cel ce iubește va trăi cu iubirea. Cel ce trăiește va trăi cu ura, cu Tatăl minciunii, acum în iad. Dacă vrei să trăiești cu Tatăl iubirii, cu Tatăl dragostei, cu Tatăl bunătății, trăiește și aici cu Tatăl bunătății. Te îndeamnă de fiecare dată Îngerul Păzitor să fii bun, să fii înțelept, să fii milostiv, dar nu, noi ascultăm pe altcineva la ureche. Ascultăm pe cel rău și ne spune să fim îngânfați, să fim mândri, să fim invidioși, orgolioși, să fim mincinoși, să fim bârfitori și așa mai departe. Multe, multe alte caracteristici ne caracterizează pe noi creștini cu foarte mare regret. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Hristos a înviat! Să zicem!